Formularul 600 va putea fi depus de către contribuabilii persoane fizice până la data de 15 aprilie 2018. Formularul 600, declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate, va putea fi depus până la 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de guvern. Termenul de depunere a formularului 600 este astfel prelungit de la 31 ianuarie la 15 aprilie 2018. Măsura a fost luată în scopul creșterii gradului de conformare a contribuabililor la noile cerințe de raportare și îndeplinirea obligațiilor declarative instituite pentru stabilirea contribuțiilor sociale obligatorii, contribuția de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate. Menționăm faptul că au fost depuse circa 28.500 de formulare dintr-un număr total estimat de aproximativ 210.000, potrivit estimărilor făcute la nivelul anului 2016. Formularul 600 se depune potrivit prevederilor codului fiscal de la 1 ianuarie 2018. În cazul contribuabililor persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau venituri din alte surse. CAS și CASS se datorează astfel. CAS se datorează de către persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară, în vigoare în luna ianuarie anului de impunere. Pentru anul fiscal 2018, salariul minim brut este de 1.900 de lei. CASS se datorează de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau venituri din alte surse cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară, 22.800 de lei pentru anul fiscal 2018.